Capitolul 4. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Întăriți-vă cu toți.
Este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. S-o știu cât pot mai bine! Amin. Thank you.
Dar știu că așteptarea e grea, dar eu îți dau răbdarea mea. Voi împlini dorința ta, te voi binecuvânta, te voi duce în casa mea. Acolo mi-o bucura toată suferința ta, atunci se va termina. Eu ți-am dat un ajutor să mă crezi pe-al meu ocol. Crede-tu, mireasa mea, că scurtă este vremea, așa ca să te voi lua. Bună este draga mea, așa ca să te voi lua și vei primi cununa. Mai rău.